Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Anca Palacean și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Vorba Nouă. Înainte de a discuta în mod specific despre tema emisiunii, femeia din spatele funcției, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Dumnezeu a creat în providența lui femeia pentru a fi un ajutor, o completare, și nu pentru a fi în competiție cu bărbatul, pentru că datorită femeii viața își continuă cursul. Fără femeie nu ar fi existat lumea, iar fiecare bărbat a fost născut și crescut de o femeie. Suntem cu toții alcătuiți din același lut, dar ne diferențiază caracterul, atitudinea, faptele și binecuvântările care le împărtășim celorlalți. Da, datorită unor femei înzestrate cu daruri speciale, omenirea este binecuvântată. Încă din vechime, Dumnezeu a ales femei cărora le-a dat dreptul de conducere, ele îndeplinindu-și aceasta cu o responsabilitate și cu o inimă plină de compasiune, folosindu-și darurile într-un mod la fel de valoros ca și al bărbaților. Când Dumnezeu caută un om pentru a face o lucrare bună, acel om nu vede lucrul acela ca fiind o povară, ci ca o bătălie câștigată pentru bucuria și binele celorlalți. Astfel au crezut și invitatele din această emisiune, care, printr-un model de perseverență, dedicare și pasiune, au făcut istorie printre femeile din România. Le spun un bun venit doamnelor primar, Lenuța Bubur. Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Și bine ați venit. Și vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați invitat în această emisiune. Cu mult drag, este o onoare. Și doamnei Iulia Stănilă. Bună seara și bine v-am găsit. Și eu vă mulțumesc ca și doamna primar pentru că v-ați gândit la mine să fiu prezent în această seară în emisiunea dumneavoastră. Și este o onoare și pentru mine să fiu invitată a dumneavoastră și alături de colega doamna primar de la Crăciun. Cu mult drag. Și abia aștept să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră de primar și nu numai. În această seară vom afla mai mult cine este omul, caracterul și personalitatea femeii din spatele funcției de primar. Doamna Lenuța Bubur este primar al comunei Crăciunelul de Jos, este la al 6-lea mandat, este una dintre cei mai longevive, să zic așa, doamne primar. Și totodată cu o mare experiență de viață de la care avem mult de învățat. Iar doamna Iulia Stănilă este primar la primul mandat al comunei Spring. Da. O tânără care a fost cea mai tânără, catalogată ca cea mai tânără candidată la funcția de primar și căreia nu i-a fost teamă să-și pună în aplicare dorința de a fi alături de concetățenii ei și pentru a-și ajuta comuna natală. Ambele doamne primar se aseamănă foarte mult pentru că și-au iubit vatra natală, locul de suflet în care au crescut, da? Ați învățat în comună și ați dorit să fiți alături de consătenii dumneavoastră pe care i-au considerat ca pe o a doua familie. Așa este, doamna Lenuța? Așa este, da. Aș dori să încep întâi prin a vă întreba pe dumneavoastră dacă doriți să ne mai spuneți câteva lucruri în prezentare, care le-am omis eu. Nu cred că ai omis prea multe, pentru că doar în câteva cuvinte ai reușit să spui că Lenuța Bubur este o fiica satului, născută, crescută și a trăit în localitatea Crăciunelul de Jos de la vârsta fragedă, deci de mic copil și până acum ajungând la vârsta la care o am, nu vreau să vă mai spun aici, pentru că m-ai întrebat înainte de emisiune că oricum ce vârstă am. Eu ți-am spus, iar tu ai zis, nu se vede. Da. Cred că este un exemplu pentru multe femei să arate vârsta lor mai tânără. Pentru că așa cum fiecare ne gândim să ne primenim casa, să ne primenim comuna, încercăm să ne primenim și pe noi și să arătăm așa cum ne dorim noi. Aș vrea să vă spun că am terminat studiile în anul 1973.
un an în care m-am căsătorit și în care am început activitatea. Din acel an și până în prezent am lucrat doar în localitatea mult iubită de mine, Crăciunelul de Jos. Pentru mine Crăciunelul este a doua casă, deci oriunde m-aș duce, în ce gospodărie aș intra, mă simt la fel de bine ca și la mine acasă. Avem oameni primitori, oameni harnici, gospodari și asta a făcut ca eu să mă mobilizez foarte bine și să reușesc să-i conving pe locuitorii comunei mele că sunt omul potrivit pentru a-i reprezenta în anumite situații. Mă refer la realizarea obiectivelor propuse pentru comună, activitățile culturale, tot ceea ce ne-am propus noi pentru a realiza în comună. Fapt, de fapt, dovedit, pentru că locuitorii comunei mele m-au ales primar de câte ori am candidat. Deci sunt primar din anul 2000 și până în prezent. Chiar am vrut să vă întreb care este secretul, cum ați făcut că la fiecare scrutin de alegeri câștigați detașat, aproape 80%. Așa cum v-am spus, sunt foarte apropiată de oameni și oamenii de mine, pentru că am încercat întotdeauna să le rezolv problemele. Au venit cu foarte multe probleme de rezolvat, dar încercând să mă aplec asupra problemelor pe care ei le-au ridicat la mine, ei s-au bucurat, au plecat împăcați cu sufletul că doamna primar mi-a rezolvat problema respectivă. Deci trebuie neapărat să avem o aplecare spre oameni, pentru că atunci și rezultatele din partea cealaltă se întorc către noi. Deci acesta este secretul. Mulțumim! Doamna Iulia, da. Cea mai tânără și frumoasă primăriță. Mulțumesc pentru compliment. Da. Știu că ați lucrat în privat înainte, da. Ați fost în capitală timp de 5 ani, aveți o experiență la privat, pe care ați pus-o acum în aplicare la stat. Da, încerc să pun în aplicare tot ce am învățat în București, dar... M-ați întrebat dumneavoastră înainte de emisiune ce m-a determinat să mă întorc acasă. Știți, este o vorbă într-un cântec, iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume nu mă lasă. Așa. Eu am fost tot timpul legată de locurile natale, dar mai ales de familie. Din punct de vedere profesional, am plecat în București, așa cum a spus și dumneavoastră, dar niciodată nu mi-am uitat locul natal. Tot timpul de câte ori aveam un rezultat bun prin prisma profesiei mele, mă gândeam cum ar fi fost să implementez acest lucru și în comuna Spring. Și Dumnezeu, așa cum a spus și la început dumneavoastră în introducere, fără Dumnezeu nu se poate nimic și dacă Dumnezeu ne alege locul într-o anumită funcție sau dacă consideră că putem face ceva mai bun pentru oameni, el ne decide soarta. Și eu așa am făcut, am mai candidat și în 2016, dar rugăciunea din seara de dinainte a alegerilor a fost: Doamne, dacă pot să fac ce mi-am propus să câștig alegerile, dacă nu sunt pregătită să nu câștig. Și să știți că n-am fost deloc supărată că am pierdut și abia acum am conștientizat că nu eram pregătită. Iar acum, la fel, m-am rugat în 2020 la alegerile din septembrie și s-a dovedit că Dumnezeu a considerat că sunt pregătită. Doamna Lenuța pentru mine este un model. Spunea dânsa că este primar din anul 2000, eu sunt născută în 91. Deci am de învățat atâtea lucruri. Oricum zilnic îmi dau seama că poate sună cumva ciudat, dar îmi dau seama că nu știam nimic înainte, deși credeam că am un bagaj foarte bun de cunoștințe. Mi-am dat seama, vorba unui discipol de-al lui Socrate, că eu știu că nu știu nimic. Ajungând într-o primărie, te confrunți cu diferite probleme, în fiecare departament ai alte probleme, alte situații, registru agricol, fond funciar, stare civilă, asistență socială. Pe fiecare compartiment în parte trebuie să fii
deschis să cunoști foarte multe, pentru că semnezi multe documente și trebuie să știi pe ce... Dar v-ați gândit vreodată că veți ajunge primar? Nu, nu. Când m-am decis așa în 2016, cu o lună înainte de alegeri, m-am săturat să aud că se plâng oamenii din jurul meu. În multă vreme și eu consideram că totul merge bine, până când la un moment dat mi-am dat seama că toate comunele din jur se dezvoltă. Și la noi cumva apărea tot timpul da, tot timpul nu se putea, erau în fine, nu are rost să dezvolt. Ideea e că nu se putea la noi. Iar în comunele din jur lucrurile mergeau o strună. Și am zis, nu se poate să mai las lucrurile așa și să fiu complice sau părtaș la ce se întâmplă, mă implic. Dacă oamenii își doresc schimbare, e bine, dacă nu, nu continui cu locul meu de muncă. Și în 2020, când am ieșit primar, mi-am dat seama că acum începe munca și trebuie să dovedesc că se poate și la noi. Deci ați avut curaj. Da. Asta trebuie. Cred că acum, privind în urmă, zic că am avut foarte mare curaj. Da. Doamna Lenuță, ați fost curajoasă de la început. Da. O luptătoare plină de curaj. Da. Știu că a fost multă muncă, dar ce v-a motivat cel mai mult și pe dumneavoastră la fel să aderați la această funcție? Mi-am dat seama că eu am lucrat la CAP, urmă am lucrat la primărie, iar la insistențele cetățenilor mei din comună am candidat în anul 2000. Mi-am propus așa, trebuie să schimb fața comunei și eu zic că în mare parte am reușit. Ați reușit, cu siguranță. Deci tot timpul am fost pentru a realiza mult mai mult, dându-mi seama că se poate. Și așa am reușit să schimb fața Crăciunelului. Da, în bine. Se în zice bine. Că o femeie are o voință mult mai puternică decât un bărbat. Ca și personalitate, cum vă caracterizați? Eu zic că sunt o femeie curajoasă, o femeie puternică, pentru că altfel nu aș fi reușit să progresez în viața profesională și în viața de familie, pentru că aș vrea să vă spun, am o familie frumoasă, de care sunt mândră. Felicitări! Iar pe plan profesional, prin tot ceea ce am întreprins, am avut sprijinul familiei și am avut sprijinul angajaților de la primărie. Am o echipă bună, am un grup foarte bun de lucru și consider că împreună încă putem realiza multe la Crăciunel. Deci lucrați în această instituție de 42 de ani? Lucrez în primărie din 1979. Mai mult, da. Din 1979. Și nu v-ați săturat. Și nu m-am săturat. Și nu o să ieșiți la pensie de aici. Da, pentru da. Că din familia pentru a doua că... nu se iasă niciodată la pensie. Pentru că timpul trece și peste noi. Așa. Și vrând nevrând, odată și odată, trebuie să ne lăsăm la vatră, cum se spune în armată. Așa. Ce ne puteți spune despre comuna dumneavoastră, doamna Iulia, în câteva cuvinte? Cum sunt oamenii de acolo? Pe mine mă ajută enorm oamenii. Mi-a fost foarte greu la început, până mi-am dat seama că nu pot să rezolv lucrurile peste noapte. Dar am oameni de bună credință și oameni cu sufletul mare care îmi spun, doamna primar, stai liniștită că rezolvi dumneata ale, rezolvi într-un an, doi, trei, tot trebuie să reușești. Și cumva îmi dau curaj, eu fiind o fire foarte ambițioasă, dar sunt și sensibilă în același timp și mă doare fiecare doleanță a cetățenilor. De câte ori îmi spun că s-au săturat să care cu bidoanele apă, încerc să le explic din răsputeri că sunt niște etape și din păcate eu am moștenit o comună nu cu foarte multe sau să pot să spun cu multe probleme și multe proiecte începute încă din 2007, 2014, 2017 și să continui ceva început greșit este mai greu decât să începi tu singur un proiect și m-au înțeles și îmi dau putere, îmi dau speranță,
au încredere în mine și pentru mine e foarte important și atâta timp cât ies pe stradă și văd că mă primesc cu dragoste și mă invită la o plăcintă, la un pahar de suc, la un ceai, îi văd că au încredere în mine și în primul rând nu vreau să mă dezamăgesc pe mine, pentru că eu mi-am luat un angajament când am decis să candidez la această funcție și nu vreau să-mi dezamăgesc părinții, bunicii, socrii, oamenii dragi care trăiesc acolo. Și asta le spun și cetățenilor. Niciodată nu m-aș fi băgat în această funcție ca să dezamăgesc. Adică fac tot ce-mi stă în putere să ajung la un nivel pe care și-l doresc cu toții. O să se vadă treptat realizările noastre. Ideea este să le luăm cu răbdare și să privim, să tindem spre exemplele de bune practici pe care le avem în jur, da. Și nu mă dau bătută. Țin în cont că s-a văzut că se poate, deși am pierdut anumite trenuri pe parcurs, nu mă dau bătută, îi sun pe colegii mei de câte ori am nevoie de sfaturi, lucrurile o să meargă doar bine. Voință. Da, voință și ambiție și muncă, foarte multă muncă. Doamna primar știe, programul este unul Full time. Da. Acasă când ajungi, deși ai vrea să te deconectezi, nu reușești niciodată pentru că ori mai primești telefoane, ori te gândești tu ce să pui în practică a doua zi sau ce ți-a rămas restanță de ziua trecută și nu ai reușit să termini. Este vorba despre enorm de multă muncă dacă vrei să ai rezultate. Se poate și să fii un primar relaxat dacă nu... Dar așa vor fi și rezultatele. Doamne ajută să fie, îmi doresc, da. Doamna Lenuța, spuneți-ne puțin despre Comuna Crăciunelul de Jos, cum sunt oamenii, cum sunt locurile de acolo. Nu știu dacă am fost vreodată, dar o să vin. Dar vă invit. Cu drag. Comuna Crăciunelul de Jos are un număr de 2240 de locuitori. Sunt oameni harnici, gospodari. Nu rămân terenurile nelucrate ca în altă parte. Sunt oameni care își primenesc cu mult drag gospodăriile, sunt niște oameni primitori care întotdeauna au știut să facă din puținul pe care l-au avut ceva mult mai mult. Deci au făcut lucruri foarte frumoase. Am avut un sprijin deosebit din partea lor. Vă dați seama că din anii 2000, de când am fost aleasă primar, mi-au fost alături. Eu am muncit pentru ei. Am realizat în comuna noastră canalizarea, am realizat apa, introducerea apei potabile, am realizat introducerea gazului metan, sunt asfaltate toate străzile, școala, grădinița, puse la punct de se poate interveni să viziteze cineva aceste obiective foarte bine oricând. Am de asemenea lucrări mari, am terminat și sunt mândră de asta că am reușit să termin podul peste râul Târnava, un pod din beton cu o deschidere de circa 110 metri liniari. De asemenea, suntem în faza de atribuire a contractului pentru realizarea de trotuare în strada 6 Martie, întrucât sunt realizate rigolele, iar acum urmează să finalizăm și cu trotuarele. Sunt multe de spus în ceea ce privește realizările pe care le-am avut. În această iarnă am reușit de am implementat programul pe mediu iluminatul cu LED. Sunt foarte multe realizări, ne-aș vrea să plictisesc să spun aici tot ceea ce am făcut noi la nivelul comunei, dar aș vrea să spun că sunt mândră de locuitorii comunei. Sunt mândră de ei pentru că sunt oameni, așa cum v-am spus, harnici. Și când spui unui om că este harnic, este mare... Da. Un mare lucru care va determina să fie și mai mult. Și mai mult, da. Care vă sunt prioritățile în viață, doamna Iulia? Prioritățile în viață, unul la mână, prima prioritate este familia, în al doilea rând, viața profesională. Așa cum am început, nu aș vrea să mă dau bătută până nu îmi realizez o parte din obiectivele, măcar în primul mandat, o parte din obiectivele propuse. Și dorința cea mai mare este să am în viitor un copil.
pentru că am ajuns la vârsta asta și cea mai mare dorință a noastră asta este. Am urmat cumva și am rămas cu principiile din copilărie în viață. Ca să fiu un om bun, trebuie să las ceva frumos în urmă, o familie frumoasă, să construiești o casă, să plantezi un pom și mai ales să faci un copil. Un moștenitor. Când, în momentul în care te consideri un om împlinit și știi că poți să-i oferi atât educația care se cuvine, precum și un trai decent, și la etapa asta am ajuns. Bine, nu ne-am stabilit un termen, dar astea sunt prioritățile în viață. Altceva, mulțumesc lui Dumnezeu, să fim sănătoși, atât, că în rest așa, ne dă Doamne de toate. Da. Doamna Lenuța, dumneavoastră, care vă sunt lucrurile prioritare și care vă sunt satisfacțiile sufletești? Așa cum spunea și Iulia, familia este pe primul loc, iar planul profesional este pe al doilea. Vreau să spun că am o familie frumoasă, am un soț, am un băiat, o noră și un nepot. Să vă trăiască, să vă bucurați. Sunt mândră de ei, fiecare lucrează și e un mare lucru să reușești să-ți convingi copiii să stea la țară, să rămână alături de familie, alături de cetățenii ei și nu numai atât. Sunt mândră de ei că au rămas alături de noi. Deci locuim împreună. Se spunea cu ani în urmă că mare lucru să vezi o noră că rămâne în casa soacrei. Să știți că la noi nu există discuții, nu există certuri, nu există alte lucruri care să nu fie exemplu bun pentru toți cetățenii comunei. Suntem o familie unită. Suntem o familie care totdeauna au răspuns solicitărilor oamenilor. Indiferent la ce oră, ușa porții noastre este deschisă. Deci programul meu nu se termină la primărie, se termină poate de multe ori seara târziu, noaptea, când cineva are o problemă. Cu foarte mult curaj, vin la poarta mea, mă strigă și împreună încercăm să rezolvăm problemele pe care ei le au. Ce frumos, ce frumos! Așa, ca și cum este clasificată comuna, ca și medie de vârstă, cum... Să știți că... Este la, populația. Da, populația este destul de îmbătrânită. Uh-huh. Și rămânând case goale, m-am temut într-o vreme, că zic, nu o să fie ocupate. Dar să știți că nu este așa. Imediat ce o casă rămâne goală, se vinde. Se vinde și vin multe familii din de afară. La oraș. Uh-huh. Pentru că aici la noi, dacă au facilități. Toate condițiile exact. Asigurate, apă, canal, gaz, tot ce au nevoie, vin și se simt bine în localitatea noastră. Multe, foarte multe case s-au vândut și oamenii sunt mulțumiți de ceea ce găsesc la noi în comună. E un lucru bun. Da. La Spring, cum stau lucrurile? La Spring, lucrurile nu sunt tocmai atât de roz, pentru că noi încă suntem la faza la care nu avem utilități. Acum mă zbat să finalizez introducerea rețelei de apă cu rețeaua de canalizare. Pe două sate avem probleme deoarece a fost proiectul finanțat în 2007, dar nici la ora actuală rețeaua nu este funcțională. Trebuie să facem o expertiză tehnică, le explic cetățenilor că sunt foarte multe etape, trebuie să evit dubla finanțare. Nimeni nu o să ne mai dea bani pentru încă o rețea atâta timp cât s-au cheltuit deja fondurile pentru acest tip de obiectiv. Pe celelalte două sate am reușit, Vingard și Drașov, am depus pe Anghel Salini un proiect și sperăm să fie măcar unul dintre sate prins la finanțare. Deci mie mi-este foarte greu, o ascult cu atâta drag pe doamna primar când îmi spune că beneficiază cetățenii dumneavoastră de toate utilitățile. La mine mai este mult de muncă, dar nu mă dau să bătută. Visăm. Da, noi avem populația
destul de ok ca și vârstă, îmbătrânită, tinde să fie o limită de vârstă mai crescută, dar uh-huh. avem și tineri, avem și copii, sperăm ca în viitor să se vândă și la noi mult mai bine casele și să se întoarcă tineri din orașe la țară, dar de asta trebuie să mă ocup îndeaproape, să le ofer utilități, să-i motivez, la fel și pe partea de investitori. Știm foarte bine că bugetul local este unul mic în comune ca ale noastre și ca să creștem bugetul local trebuie să atragem investitori care contribuie semnificativ la creșterea bugetului, dar și investitorii tot utilitățile le așteaptă. Adică am fost în discuții cu diverse persoane care își doreau să construiască o fabrică, de exemplu, de croitorie, dar neavând apă și canalizare, neavând ce să-i oferi, nu investește nimeni într-o comună în care încă nu sunt finalizate, dar o să mă ocup cu tot ce-mi stă în putință să finalizez lucrările și să le pun la dispoziție utilitățile. Să visați. Dar după un an, după un an și 4 luni... Prea bine ați făcut. Prea bine. Da, aici da. Vreau să fac un apel către toți locuitorii de la Spring să fie foarte atenți în a alege primarul. Deci să fie continuitate. Ceea ce doamna primar a pornit să fie o continuitate în ceea ce ca dorește să facă, deci și să fie cei da. Care s-o sprijine, pentru că într-un singur mandat nu reușești niciodată să-ți realizezi exact. Visul de a schimba fața comunei. Deci îi rog din suflet să aibă o continuitate. Vă mulțumesc, și pentru că am văzut la mine, dacă a fost continuitate, în fiecare mandat ai reușit să faci câte ceva și uite că se poate. Da. Așa? Și la Spring se poate și sunt convinsă că... Vă mulțumesc, sunteți foarte drăguță și îmi dați mult curaj și elan. Și au omul potrivit pentru a face aceasta. Da. Vă mulțumesc mult pentru gândurile bune. Contează enorm să primești sfaturi și încredere de la persoanele care au realizat ceva și au un bagaj atât de bogat în spate. Pentru mine e un imbold, un sfat primit de la omul potrivit. Și Dumnezeu mi-a scos în cale de fiecare dată omul potrivit la locul potrivit ca să reușesc. Și sunt convinsă că și de acum înainte sunt protejată și e bine. Mulțumesc, doamna primar, sunteți, în suflet, repet, un exemplu. Da, și tu ești mult iubită. Doamne ajută, da, îmi doresc. Doamna Lenuța, să trecem acum să discutăm despre educația copiilor, a tinerilor, cum este organizată școala, cine sunt cadrele de învățământ. Da. Avem clasele 1-8 plus grădiniță, cu orar normal. Avem în jur la 150 de copii la școala gimnazială Crăciunelul de Jos și în jur la 70 de copilași la grădiniță. Wow. Da. Uite. Este destul de frumos. Da. Au asigurate condițiile de desfășurare a unui proces instructiv educativ bun la școală. Cadre didactice, avem localnici și navetiști de la Blaj, da. Dar nu uh-huh. este o navetă da. Grea, o navetă de 6-7 km. Da. Și acum, cum toată lumea are o mașinuță, exact. Deci să duc, vin... ajung la timp la program, reușesc să pregătească copiii. Eu sunt mulțumită. Avem și o doamnă director care se preocupă de activitatea de la școală și sunt mulțumită de ceea ce fac ei acolo pentru copiii noștri. Bineînțeles, există loc și de mai bine. Nu putem fi mulțumiți sigur. Că, vai de mine, am terminat cu totul. Este loc și de mai bine și sperăm ca, pe măsură ce anii trec, toate să se rezolve în favoarea copiilor noștri de la Crăciunel. Da, și ca și forță de muncă, aveți ceva firme mari care să le asigure? Firme mari avem doar Albatrosul, care funcționează pe raza comunei. Mai avem magazinele care, tot așa, câteva care funcționează.
Mai avem ceva ferme zootehnice. Da, deci sunt care lucrează, deci sunt care, da, lucrează localnici și... Da. La Spring, cum e școala? Pentru că a venit vorba de copii, vreau să spun că sunt punctul meu sensibil. Încă de la începutul mandatului, primul lucru a fost să analizez ce pot să fac pentru copii. M-am gândit cum aș fi vrut eu să fiu apreciată la vârsta lor sau cum aș fi vrut eu să fiu motivată la vârsta lor. Și încă de la începutul mandatului mi-am dorit să aibă un premiu din partea primăriei pentru toți copiii care au premiul întâi, care au rezultate excepționale la învățătură, astfel la sfârșitul anului școlar din 2020-2021 le-am acordat câte o bicicletă cadou din partea primăriei. Am vrut să stimulăm în același timp și sportul și să îi motivăm și să învețe. Foarte anul acesta bine. Nu am deslușit încă surpriza, dar tot așa vom avea o surpriză pentru cei care au rezultate excepționale. Pe de altă parte, am reușit să implementez un proiect, primul centru de colectare selectivă din țară, trei aparate pentru colectarea selectivă de tip PET, doză și sticlă de sticlă. Și tot la copii m-am raportat, pentru că consider că prin ei putem aduce o schimbare la nivel de țară și ei sunt toată speranța noastră. Și am organizat o tombolă cu premii în bani primiți din sponsorizări. La fiecare 100 de peturi primeau 30 de lei. Și am stimulat foarte mult colectarea selectivă. Peste 14 tone de deșeuri s-au colectat și am fost foarte mândră de lucrul acesta. De asemenea, în decembrie 2020, după 2 luni de mandat, am depus un proiect pentru dotarea celor 4 școli din Cunța, Drașov, Spring și Vingard cu materiale și echipamente IT, videoproiectoare, table interactive, laptopuri, sisteme all-in-one, tablete pentru fiecare copil. Ținând cont că a fost și etapa aceasta mai dificilă cu pandemia, trebuiau asigurate anumite condiții ca să poată fi desfășurate cursurile în condiții bune. Și a fost aprobat proiectul, urmează să semnăm contractul de finanțare și vor fi dotate toate școlile. Deci, pe partea aceasta cu copiii, am făcut tot ce am putut și fac în continuare. Continuăm activitatea cu ansamblul Fântânița de Piatră. Este un ansamblu moștenit. Fostul primar a inițiat pe drumul acesta cu un domn instructor cu care am continuat colaborarea. Este un domn extraordinar și se implică, iubește copiii și îi învață în jur de 50 de copii să inventi dansuri populare cu atâta drag și să știi să și coordonezi și să-i țin frâu. Este un rezultat deosebit și am punctat foarte mult continuitatea. Ce a fost bun, am primit ca atare și am continuat cum am putut mai bine. Foarte bine, da. Doamna Lenuța, văd că vă preocupați cu mare interes de educația tinerilor și organizați diferite evenimente culturale prin care să le creați o bucurie. Știu că la evenimente participați activ și dumneavoastră, da, cântând alături de ei. Da, avem un grup vocal, dar ce m-am bucurat eu, că în grupul vocal de la Crăciunel am avut femei în vârstă, deci femei care aveau 60, 70, 80 de ani și cântau alături de tineret. Deci le-am organizat oarecumva așa pe vârstă și la fiecare spectacol pe care l-am organizat la noi, da, au participat împreună. Este o preocupare a noastră în ceea ce privește păstrarea tradiției. Avem la Crăciunel o formație, este un dans al fetelor, îi se spune terfăreasca, un dans care se făcea pe vremuri, atunci când mireasa trebuia să fie cerută de la casa părintească, deci este un obicei de nuntă. Este un obicei frumos, încă fac se parte și eu din acest grup.
Și să știți că este de mare importanță să fii alături de cei din grup. De câte ori merg acolo și așa, le văd cu mult drag că mă privesc, că sunt alături de ei acolo la formația respectivă și de femeile care cântă și joacă în acest dans. Este un dans care prin anii 70 și ceva au primit o diplomă de aur, așa îi se spunea pe vremea aceea, pentru că era un dans cam unic, deci nu se mai găsea pe Trnave sau în alte zone. Este mai deosebit și prin portul lor. Deci este un port specific cu credințele roșii, cu învelitoare, cu ghindeu. Deci este un costum specific și eu zic, uite, acum se și vede în imagine grupul din care facem parte acolo și eu zic că merită să fie promovat și de acum înainte să nu lăsăm niciodată să piară. Da, foarte bine. Și în timpul liber care îl mai aveți, cum vi-l petreceți? Care vă sunt hobby-urile, pasiunile? Da. Cum îmbinați rolul de mamă, soție, cu funcția publică? Da. Deci în momentul când ajung acasă, așa cum vă spuneam, trebuie pregătită familia. Hrănită, spălat, îngrijit, curățată casa, să arete casa ca și aceleia care stă toată ziua acasă, a unei femei care e acasă. Bănuiesc că aveți bună. Nici vorbă. Nici vorbă. Deci ne preocupăm, mă preocup personal. În mod personal am și de gătit. Trebuie să fii soție, mamă, soacră, cu drepturi de pline. Și eu zic că prin tot ceea ce am făcut am reușit în mare măsură să-mi achit datoriile atât pe plan profesional cât și pe plan familial. Da. Dumneavoastră, doamna Iulia, în timpul liber, ce faceți? La mine nu este atât de ușor pe cât mi-aș dori. La fel ca și doamna primar, de îndată ce ajungem acasă, ne dăm jos haina de primar și devenim soție și femeia din casă. Ce regret eu este că nu mai am destul timp liber sau poate nu știu eu să mi-l gestionez la ora actuală. Adică poate după un an de mandat încă n-am învățat cum să-mi gestionez, cum să-mi gestionez timpul. Îl împart foarte clar între primărie și familie. Atât. Din păcate, relațiile cu prietenii apropiați s-au mai răcit din cauza mea. Pentru că lipsa timpului ajungând acasă în jur de ora 6, treabă în casă e 8 și ceva, îmi doresc să mă pun în pat și să mă odihnesc, dar din păcate cumva fără să ne dorim asta, suntem prinși în capcana tehnologiei, recunosc, și chiar nu știu, am văzut că toți tinerii din zilele noastre asta fac. Tindem să ne trezim cu telefonul în mână și să adormim cu telefonul în mână, butonăm, pierdem noțiunea timpului și chiar nu știm să gestionăm treaba asta. Care vă sunt hobby-urile? Îmi place să petrec timp cu prietenii, excursii nu am mai făcut în ultimul timp, așa cum spuneam, nu am mai avut destul timp. Dar, de exemplu, când eram la restaurant sau la plimbare? Mai ieșim la masă, la plimbare, da. Și îmi împart timpul cumva și cu bunicii și cu sora bunicii mele, de care avem grijă de 10 ani. Cam asta fac de un an și 4 luni. Înainte aveam mai multe hobby-uri și îmi împărțeam altfel timpul. Bine, cumva erau și alte oportunități în București, dar nu regret, pentru că și aici, fiind aproape de cei dragi și poate dacă vine vara o să încep să am diverse activități, drumeții și așa mai departe. Dar deocamdată m-am împărțit foarte mult între serviciu și nu pot să spun că am făcut ceva ce nu am făcut, da. Poate reușesc să-mi gestionez altfel în perioada următoare. Da, doamna Lenuța,
dumneavoastră, ce carte aveți pe noptieră? Eu, de multe ori mă învinovățesc pe mine pentru că nu mai reușim să citim, așa cum spunea și Iulia, să știu eu, să ai alte... Eu, în timpul de duminică, imersul la biserică. Deci, credința pentru mine, și nu mi-am pierdut-o niciodată, nu o să mi-o pierd, duminica la biserică, iar ca și cărți, încă o dată, să-ți răspund întrebării pe care mi-ai pus-o, nu pot să spun că am citit în ultima vreme, fiind cuprinsă cu foarte, foarte multe alte preocupări. Da, am vrut să vă întreb pentru suflet. Cartea de suflet, care vă este? O carte de suflet, să-ți spun? Da. Biblia. Biblia, am știut. Biblia, da. Asta și ar trebui să pentru ne fie. Să ne fie fiecăruia călăuză. Și eu zic că citind Biblia găsești răspunsuri la foarte multe întrebări pe care un primar trebuie să le aibă. Găsești foarte multe întrebări. Și de acolo reușești să te formezi și tu ca om, iar atunci când cineva trece pragul la primărie, să reușești să te transpui în ceea ce este el. Adică să spui, dacă eu aș fi ca și această persoană, ce aș face? Ia să vedem cum o fi. Exact. Și să știți că este foarte benefic, pentru că așa reușești să rezolvi problemele omului. Omul pleacă mulțumit, omul pleacă cu zâmbetul așa pe buze, este. Iar tu rămâi cu sufletul împăcat că ai reușit să faci ceva bun pentru el. Da. Biblia este singura sursă de putere și înțelepciune pentru a putea să dăm soluții oamenilor, pentru a putea avea o reușită în viață și a fi un exemplu bun de urmat pentru cei din jur. Care este secretul în fața stresului? Mă gândesc că aveți și tot felul de zile încărcate și tensionate. Da. Sunt zile cu foarte mare stres, dar, așa cum spuneam, dacă reușești singură să te motivezi tu, adică să spui, eu sunt stresată pe o anumită temă, ia să văd care este cauza, de unde pleacă, ce pot să fac. Și atunci încerci să îți depășești stresul. Exact. Și învingi. Și învingi, sigur. Doamna Iulia, vă place munca în echipă sau cum luați deciziile în ce privește? Da, pot să spun că îmi place munca în echipă, dar colegii mei de la primărie, sunt sigură că mă urmăresc, știu și că mă bag în toate. Foarte și bine. De multe ori mă consum foarte mult, este un consum foarte mare de energie să îți dorești să fii și totodată să fii implicat în absolut tot ceea ce se întâmplă acolo. Așa cum spuneam, sunt atâtea departamente în care trebuie să ne implicăm și cumva am o tendință de a verifica tot timpul de 10 ori, dar nu doar prin prisma funcției de primar. Și înainte eram la fel. Vreau să fac eu totul și până la urmă mă copleșesc. Mă copleșește volumul de muncă și îmi consum toată energia. Dar, așa cum spunea și doamna primar, colegii mei mă sprijină, mă înțeleg și mă cunosc încă de la intrarea în primărie, îmi cunosc starea de spirit, deși tot timpul sunt cu zâmbetul pe buze, pentru că oamenii au nevoie de un sprijin și oamenii ne-au pus acolo cu un scop de a găsi soluții problemelor. Exact. Deci nu pleacă nimeni din primărie fără să fie ajutat. Da, măcar cu o vorbă bună, dacă altfel nu reușesc. Am mai încercat să le spun oamenilor că și noi suntem oameni. Poate avem probleme de sănătate, poate avem alt tip de probleme, dar noi, în momentul în care ajungem și ne punem sacoul de primar, trebuie să fim acolo cu toate soluțiile. Și eu, așa cum zicea și doamna primar, mă pun în locul cetățeanului. Sau mai bine zis, eu mă gândesc tot timpul dacă era mama mea sau sora mea. Și omul, când vine cu o problemă,
pentru dumnealui este singura problemă. La mine în spate sau pe agendă mai sunt o mulțime de alte probleme pe care trebuie să le rezolv, ori urgente, ori mai puțin urgente, dar pentru omul acela care vine cu toată speranța la mine, este singura problemă și cea mai importantă. Și eu trebuie să stabilesc priorități. Doamna primar știe cel mai bine. Avem acum ședință pentru introducerea rețelei de apă în cazul meu sau după 5 minute vin cu probleme de fond funciar, după 10 minute... Te întrerup. Da. Deci, un sfat. Da. Orice problemă ar fi ale noastre, le facem și mai târziu. Dar atunci când cineva îți deschide ușa, îți cere un sfat sau vine cu o problemă pe care trebuie să o rezolvi, te rog din suflet, lasă orice, da, așa și rezolvă problema persoanei respective și atunci o să ai o satisfacție extraordinar de mare. Și îți vor reuși și celelalte. Și îți vor reuși și celelalte, exact așa. Mai după masa, mai stăm peste program, încercăm să le rezolvăm pe celelalte într-un anumit fel, dar asta trebuie făcut atunci. Pentru că părinții mei îmi spuneau, chiar când am candidat prima dată, să ai grijă, pentru că la tine nu o să vină decât oamenii necăjiți și cu probleme. Că la cel la care e bine nu vine. Ăla stă acasă, exact, la casa lui. Exact. Și zice să ai grijă de ei. Așa că te rog să ai grijă de oameni, să-i ajuți, să le rezolvi problemele, iar acolo unde crezi că nu poți, că sunt ceva mai greutăți, da, îndrumă-i. Te rog frumos, du-te acolo sau dincolo, zâmbindu-i, luându-l după cap, spunându-i că dacă va merge în altă parte, problema lui va fi rezolvată, Iulia, dragă. Mulțumesc din suflet. Așa încerc să fac și eu. Și dacă chiar nu există rezolvare sau nu există putință pentru a-i rezolva omului problema, un sfat sau o vorbă bună, chiar și un zâmbet, așa cum a spus, de multe ori contează extraordinar și poate să schimbe ziua unui om. Da, și vreau să spun și un principiu biblic din Proverbe 16:23. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Ce frumos spus! Da. Asta facem! Da. Avem reușit în mult toate. Mult adevăr. Știu că mai sunt lucruri de realizat și la dumneavoastră. Tot timpul ar fi, deci nu este nimic care să fie finalizat încă, dar sunteți mulțumite de ce ați realizat. Da, în mare parte sunt mulțumită de ceea ce am realizat, dar așa cum am spus mai înainte, da, nu este totul. Este loc de mai bine, mă străduiesc să fac mult mai mult, ca atunci când voi pleca din primărie, să plec mulțumită că într-adevăr mi-am făcut datoria de primar. Da, este un lucru deosebit. Că v-ați pus în aplicare darul cu care ați fost înzestrată. Și într-o zi veți avea răsplată de la Dumnezeu pentru tot ceea ce ați făcut. Vreau doar pe scurt să vă las o pildă. O pildă pe care o găsim în Matei 25, pilda talanților, în care un stăpân le-a dat robilor săi la fiecare câțiva talanți, la unul 5, la unul 2, la unul 1 singur. Și el a plecat într-o altă țară, fără să le spună ce să facă cu talanții. După un timp, cei care au primit 5 i-au pus în negoț, au câștigat alții. Cel care a primit 2, la fel, cel care a primit 1, l-a ascuns. A făcut o groapă și l-a ascuns să-l țină doar pentru el. După ce s-a întors stăpânul, și-a chemat robii să-i întrebe pe fiecare ce au făcut cu ceea ce au primit. Bineînțeles, cei care au investit talanții primiți au fost recompensați, li s-a spus, bine, rob bun și credincios, intră în moștenirea stăpânului tău, iar celui care l-a ascuns, spunând că i-a fost frică și l-a ținut doar pentru el, a fost izgonit afară și i s-a luat și ceea ce a avut, dându-i se celui care a făcut 10 talanți. Deci morala este să investim tot ce a pus Dumnezeu în noi, pentru ca să avem roade tot mai bune, tot mai multe, să nu ținem nimic pentru noi și cel mai important să ne investim în alții, în aproapele nostru, în concetățenii noștri, pentru a le face lor bine. Pentru că celui ce are îi se va da, iar de la cel ce nu are,
îi se va lua și ce are. Care este motoul dumneavoastră în viață, doamna Lenuța? Motoul meu în viață este să nu te dai bătut niciodată. Frumos. Pentru că, sau să nu spui, niciodată nu se poate. Deci sunt două lucruri care, într-adevăr, trebuie să ținem cont de ele. Să perseverăm, să spunem că, într-adevăr, se poate, să muncim în așa fel încât tot ceea ce ne-am propus să se realizeze. Iar să nu te dai bătut niciodată, tot așa. Deci nu abandonăm la greu, trebuie să trecem și prin greutăți, ca și prin bine, până obținem victoria și ceea ce ne-am propus să fie realizat. Doamna Iulia, care este motoul? Așa cum ați început și noi astăzi în introducere, amintind câteva cuvinte religioase, în primul rând, nimic fără Dumnezeu, după cum spunea și doamna Lenuța, duminica este bine să-i închinăm lui Dumnezeu. Este ziua Domnului. Da. Deși cumva tinerii din zilele noastre tind să omită aspectul acesta, eu am avut norocul să fiu primită cu toată dragostea într-o familie de preot. Soțul meu este fiu de preot și cumva prin această prismă, fiecare duminică, doar când nu putem, nu ajungem la Vingard într-unul dintre cele patru sate de care am grijă. Suntem binecuvântați și frumos. Tot timpul, în orice discuție, ni se amintește să nu uităm, să mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că altfel pierdem binecuvântările. Da. Și tot așa, repet și eu ce a zis doamna primar, nu există, nu se poate. Luptă. Și niciodată să nu spui niciodată. Da. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să fiu în postura aceasta, cel puțin până acum 5-6 ani nu. Când eram mică visam să ajung jurnalist sau educator, dar Dumnezeu mi-a ales altă cale. Și pot să spun că Dumnezeu mi-a ales această cale pentru că la un moment dat am vrut să renunț și fiind loviți de un necaz, Dumnezeu mi-a schimbat destinul. Da. Deci am avut planul bine stabilit și mi-am dat seama că nu pot să-mi fac eu planul. Până la urmă nu ține nimic de mine, nu depinde nimic de noi și Dumnezeu mi-a arătat că locul meu nu e unde am crezut eu inițial. Și de asta mă bazez pe... Am înțeles. A fost o lecție și nu eram femeia de astăzi. Chiar și prin greutăți trebuie să trecem, să devenim mai puternici sau să înțelegem cu adevărat sensul vieții. Așa e. Ce sfat le-ați da femeilor care au potențialul dumneavoastră, dar le lipsește curajul? Dumneavoastră ați demonstrat că se poate. Da. Ce pot să facă ele pentru a fi biruitoare? Eu le-aș sfătui pe foarte multe femei să intre în politică, să lucreze în administrație, pentru că pot. Au un potențial extraordinar. Dacă ele pot să facă ceea ce fac în gospodăria lor, pot să facă și la nivelul unei comunități. Eu zic că ar trebui să fie un pic mai active în viața publică. Deci să se implice mai mult pentru că pot să facă mult mai mult față de ceea ce fac doar. Doar curaj, să fie împinse cumva de la spate. Să fie împinse de la spate, dar ele să fie cele care doresc acest lucru. Pentru că nu numai ai zice, gata, am făcut ceva. Nu. Dacă nu vrei să te implici și nu-ți dorești acest lucru, nu realizezi deci mare lucru. Să nu ne mulțumim cu puțin. Doamna Iulia, ce le urați femeilor în preajma zilei de 8 martie? În câteva cuvinte? Le doresc să fie conștiente de puterea lor și de menirea lor pe acest pământ. Îmi doresc din suflet să fie conștiente că, la fel cum conduc casa, soțul, trebuie să recunoaștem că noi ne aflăm... Suntem conducătoare, putem să conducem și o instituție publică, și o firmă, și orice afacere. Nu trebuie să se dea bătute și neapărat trebuie să se gândească că noi, ca femei, putem schimba generații. Deci nu avem
menirea doar de a ne schimba soțul sau copilul. Noi, așa crescând este. Un copil și educându-l așa cum trebuie, putem să schimbăm generația următoare. Exact. Dacă copilul nostru, la rândul lui, sau poate dacă având o fetiță, când crește, se implică la fel și își pune tot sufletul pentru a transforma ceva rău în ceva bun, poate schimba o generație. Vai, ce frumos! Vă mulțumesc pentru gândurile deosebite și pentru că sunteți cu adevărat menite pentru funcția care o aveți. Și vă doresc biruință în tot ce veți face și în continuare, atât în viața personală, cât și în cea publică. Să aveți inimă curată, pentru că atunci toate cererile vă sunt ascultate, să faceți tot ce vă stă în putere, toate eforturile pentru a fi femei responsabile, care să se investească în viețile altora. Și mă bucur că sunteți omul potrivit la locul potrivit. Mulțumim! Vă doresc sănătate, putere de muncă și mulți ani în noul mandat. Doamne ajută! Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă spun la revedere și nu uitați, spuneți o vorbă nouă în fiecare zi, pentru că o vorbă nu costă și e de mare folos celor ce aud. Și în primul rând, îți face bine ție când o spui. Pe data viitoare!